Am spus ca om trăitor al Bârlavului, îl rugam pe domnul Titi Constantinescu să ne spună, că până la urmă nu e o chestiune. Domnul este aici, în mijlocul Bârladului, la punctul zero, are o proprietate acolo. Și dacă ești persoană publică, poți să dai multe explicații ce este deranjant. Și dumnealor au intrat așa într-o vrii și amenință peste tot, că vor face, că vor drege, că nu știu ce. Să facă. E dreptul lor. Eu nu m-am ținut de făcut ce fac dumnealor acolo sau acum, dar este decizia lor. Aveam anumite informații și am făcut câteva verificări în legătură cu ce are domnul Titi Constantinescu aici la, în piață. Dumneavoastră știți despre proiectul de hotărâri din ultima ședință cu un om de afaceri. Domnule, am și eu un proiect cu fonduri europene, nu? Și ar vrea să închiriez. Să plătesc la primăria Bârlad niște locuri de parcare, nu? Ce au făcut consilierii PSD? Vot? Împotrivă. Deci, deși omul ăla are nevoie să închirieze ca să îndeplinească anumite condiții, i-au dat un vot împotrivă să nu închirie. De unde am fi putut lua niște bani? Aici unde este domnul Titi Constantinescu, unde se folosește domeniul public, nu? Și în stânga, și în dreapta, eu știu, și în spate, dumnealui folosește domeniul public, fără să dea un ban la primăria Bârlad, nu? Ați auzit dumneavoastră ceva, că are el un raport cu primăria, nu l-am găsit. Și dacă îl găsește domnul Șlar, să-l aducă, să-l prezinte public. Acum, aici în piață, din actele care sunt în arhiva primăriei, în 3 septembrie 1998 s-a adoptat hotărârea 86. Eu am anumite lucruri să vi le arăt, dar dumneavoastră puteți să le notați și în virtutea accesului la informații le puteți cere, pentru că sunt și anumite lucruri care nu pot fi date. În baza acestei hotărâri, 86, 86. De 3 septembrie 1998. S-a făcut un schimb. Dumneavoastră trebuie să știți că atunci când o autoritate publică dorește un schimb, adică își dă un bun al lui și vrea să ajungă pe alt amplasament, trebuie să aibă un interes, să spună, domnule, vreau să fac acolo ceva. Așa ca să facem de dragul de a face schimb, nu este permis. Pentru că nu ai interesul. Interesul. S-a făcut un schimb între unitatea administrativă Bârlad, OAT Bârlad, și SC Construcții Consult SRL. SC Construcții SRL avea o suprafață de teren pe strada Beloescu numărul 14, că așa scrie aici, din hotărâre, mărimea 159. Iar în piață, da, iar în piață, era o construcție începută, birouri, sediu, piață, hală comercială și ceva. Acea construcție avea o suprafață de 166. 166, da. Ei, dumneavoastră știți ce probleme avem noi în zona centrală aici unde avem piața, că de ani de zile se vorbește despre o piață nouă, birouri, însă avem N probleme în piața noastră centrală. Acolo, la nord de Biserica Sfântul Ilie, avem niște proprietăți care sunt chiar în mijloc, iar chiar la gardul bisericii sunt proprietăți retrocedate. Mai avem o singură suprafață acolo, între particularii de acolo. Greu să găsești, să poziționezi o piață centrală, așa cum ar merita municipiul Bârlad. Și cu toate acestea, se dă această hotărâre, în loc să gândești întâi la prioritatea orașului, să faci o hală centrală, nu mai vorbesc că atunci erau în derulare legile fondului funciar și întâi trebuie să așezi proprietățile dacă sunt retrocedări și după aceea să faci, să gândești la altceva. Se dă această hotărâre, se face schimbul, și aici apare, de asta am zis că ar fi bine să explice. SC Construcții Consult va negocia cu Consiliul Local Bârlad contravaloarea lucrărilor de investiții efectuate pe terenul situat în Bârlad, strada Cetatea de Pământ. Va negocia, așa scrie în hotărâre. Iar
pe terenul care l-am primit noi, tot în această hotărâre, spun, doamne, sunt niște construcții, dar trebuie să ridicați acolo când nu are nicio valoare. Reiterez ideea că nu am văzut interesul de ce să facem acest schimb. Pentru că acolo unde am primit noi, nu este nimic. Vă duceți, cred că este și, nu știu, poate cineva fixează mai bine, e acolo pe colț unde este generale, acolo a fost la fața de teren, nu s-a întâmplat nimic. Să vorbesc și prin aceste documente că o să se facă strada Vasile Lupu. Mai țineți minte când noi am pus în discuții să achiziționăm o suprafață de teren să facem un amplasament pentru bâlci și am spus, domnule, e nevoie, nu știu ce, au început să spună că sunt anumite interese, că nu știu ce. Eu nu știu care este raționamentul, de ce să facem un schimb cu un teren în zona 0 cu o suprafață de teren acolo unde, să știți că ieșirea era de 8 metri, iar când ai la stradă 8 metri, nu prea poți să spui că un metru de teren de pe Beloescu este egal cu un metru din centrul Burlabului. Și nu cred că dumneavoastră ați fi ajuns vreodată să faceți dumneavoastră un schimb acolo. Dar vor analiza. Nu am înțeles. Ce înseamnă aveți detalii în plus? Cum prețul negocierii făcută de firmă cu Consiliul Local Municipal? Mai există o hotărâre de Consiliu care se statește o sumă ceva? Eu nu am găsit. Dar nici nu se dă o sumă în acest proiect de hotărâre? Nu, în acest proiect de hotărâre se va negocia direct. Ceea ce nu este permis așa ceva, pentru că este un bun care aparține, să spunem, domeniul public, dacă era al primăriei. Nu pot să negociez direct. Dar cum ar semnează această hotărâre? Poftim? Care e privat? Kraus, da? Da. Dumnezeu să drepte, ca tot ce legătite. Ei, nu, aici scrie domnul Barbu, Eugen. Da. Acum, pe altă direcție, acest certificat de urbanism la această investiție a fost eliberat în 15.03.2001. Rețineți, deci în 15.03.2001 avea în proprietate, dar să știți că nu era proprietate, era doar o hotărâre și tot dumnealor tratează această înțelegere ca un antecontract sau o promisiune de vânzare. Avea 166, da? Se eliberează certificatul de urbanism, unul pe spate strasează ce trebuie să faci. Toate avizele pe care le avem acolo în spate sunt anterioare eliberării certificatului urbanism, ca și cum domnul știa ce trebuie să facă sau să ducă. Lucru care nu este permis. Odată ce ai primit certificatul, spune pe spate ce trebuie să faci și după aia te duci să-ți iei avizele, da? Ele sunt așa. Avizul de la Electrica, 11.10.2000. Certificat de urbanism în 2001, în 15.03. De la Electrica, 11.10.2000. De la Gaz, în 29.09.2000. De la Culte, iar aici este o chestiune interesantă, așa am văzut că a primit de la Muzeul Județean, domnul Mancaș era la Muzeul Județean, zice, aveți avizul nostru, este ca așa, ca o adresă, dar dacă dumneavoastră mai faceți acolo ceva, trebuie să vă duceți la specialiști la Muzeul Vasile Pârvan din Bârlade. Nu este altceva acolo. Să știți că așa cum este această construcție, este aproape de Biserica Sfântului Ilie, care este monument istoric, nu? E chiar unul din cele mai frumoase monumente. Documentația pentru obținerea autorizației de construcții. Ce este mai important în această documentație? Spune așa, că terenul este aparține spațiilor verzi, celălalt care excede acolo de 166. Ce s-a întâmplat? Anumite avizii nu sunt, cum e de la PSI, și nici expertiza tehnică nu este la dosar, pentru că atunci când ai o construcție pe un teren, este obligatoriu să faci expertiză, să spui dacă acea construcție rezistă sau nu rezistă, dacă nu rezistă, e demolat, dacă nu poate fi continuată. Este obligatoriu. Aceste documente nu sunt la dosar. Autorizația este liberată în data de 6.06.2001. Avem certificatul de urbanism, avem autorizația și acel act de 166, da? În documentația tehnică spune așa, construcția la sol va fi de 204 metri. De la 166 la 204 metri, așa o diferență.
Și cum mai în toate practicile pe care le-am văzut deja era o practică la nivelul nostru, de la etaj începe altă suprafață și dumneavoastră ați mai întâlnit. La etaj e vorba de 225, deci în raportăm la 166 și la etaj 2 la fel. Ei, de la prima autorizație și până la finalizarea construcției nu avem o altă autorizație. Deci ea s-a executat așa în baza acelei autorizații. Însă construcția finală este de 444. 444. Apare într-adevăr, da, eu vorbesc de autorizația de construcții, că în 4 decembrie 2002 s-a cumpărat 344 de metri, de autorizație din 2001. Și alipirea celor 344 cu 166 se face în 22.03.2012. Practic, când te duci la autorizație de construcție, trebuie să-ți faci întâi, să-ți clarifici regimul juridic al proprietății. Dacă aveai de gând să faci o construcție mai mare, trebuia să ai primul act, făceai a doua vânzare. Și aici este discutabil, că acolo apare ca fiind spațiu verzi și nu este nicio hotărâre că s-ar fi transformat domeniul public în privat. E o chestiune și aici de analizat. Și după ce faci alipirea, te duci, că ai suprafața care ți este necesară, nu? Ei, nu se găsesc asemenea documente, de aceea eu am spus, domnule, sunt doar discuții, de ce să nu le explici? Așa cum dumneavoastră spuneți că eu am făcut, eu am venit cu acte, am arătat acolo unde le am și pot și aduci în fața dumneavoastră. Problema cam așa stă aici în mijlocul Bârladului. Deci mai sunt câteva lucruri care țin, să spunem așa, de consiliu local. Pentru că acea convenție pe care a făcut-o de schimb, ea juca și în opinia lor rolul de o promisiune de vânzare. Există un proces demarat de primăria Bârlad, dar ăsta e mai recent, domnul primar era primar, cu construcții consult, iar la construcții consult este doamna Andreea, sau cum o cheamă? Andrei Cristina. Deci domnul Titi Constantinescu s-a judecat cu doamna Andrei Cristina. Cristina? Ei spun că nu-i nimic, dar vă aduceți aminte de intervenția făcut în legătură cu varianta de ocolire a Bârladului, când domnul Titi Constantinescu spunea așa: au sunat-o pe soția mea să le dăm utilaje, să-i ajutăm, dar noi nu mai avem utilaje de foarte mult timp. Deci e o chestiune. Domnul primar se judeca cu doamna Cristina. Și tot legat de acest obiectiv, mai este și o recepție care este semnată tot de domnul Titi Constantin. Da. Bun, de cum puteți face ceva? El vor ajunge acolo unde trebuie. Poftim? Vor ajunge acolo unde trebuie. Da? Toate aceste documente? Da. Pentru că eu nu am să stau în această campanie electorală toată ziua să am grijă afirmațiilor. Ar trebui să perse timp și nu este în firea mea. Eu doar am spus un lucru. Dumnealor, când fac afirmații, spun, domnule, e o chestiune politică, afirmații, declarații politică. Și eu am făcut o declarație politică. Acum și eu sunt primar, sunt membru PNL, sunt prim vicepreședinte la nivel de județ, sunt președinte de organizație la Bârlad. Și de ce nu oamenii vor să le cunoască anumite lucruri despre noi, să le cunoască despre noi, nu? Când a fost finalizată construcția? În ce an? Construcția a fost finalizată în 2009, în 97-2009. Și după aceea s-a făcut alipirea. În 2012 s-a făcut alipirea. Chiar dacă o să ne mai întâlnim, eu o să mai spun lucruri doar tangențiale, așa, pentru că sunt foarte multe lucruri de făcut. Mă acuză domnul Titi Constantinescu pe mine, afacere, tip nu știu ce. Eu cred că ar fi bine să se uite un pic în spate și după aia să mai fac vreo afirmație despre mine.
Da, mulțumesc.